Gata. Bună seara, vă spun că nu pot să spun bună ziua pentru că aproape e trecut de 6, cred că nu. Și bine ați venit pe canalul meu de YouTube și Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Să vă spun ceva, că vreau să fac niște ochiuri. Da, acum, de vreo 5 minute ce am intrat în casă, și eu vreau. Am fost adusă de azi dimineață. Așa, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Și ne-am gândit ca să vă filmăm ceva. Pentru ca să nu lăsăm așa să nu fie ceva filmare, m-am gândit că chiar dacă mai avem mâncare, eu nu mănânc acum varză, am zis să ne facem fiecare câte un. Să mâncăm eu și Marcel pentru că am stat la doctor. Am venit să te fac ăștia două așa și după aia mai pun ăștia două. Am venit de la doctor să vă spun că am stat acolo, Doamne, cât am stat acolo. Toată ziua atât pe drumuri am fost și mi-e foame de nu mai pot, iată ce ar veni, ca că e prea tare, nu uită ce fac Nora, să mă grăbesc, trebuie să dau să mă încerc, no, bine, dar lasă că mi-e și așa, îmi place mai așa, nu prea, să nu fie chiar așa tari, făcute. Iată așa, le iau. Am fost la doctor, să vă spun ceva. Ați făcut? Da, am făcut, mai avem două. Da. Nu prea avem ouă, avem cinci ouă. Hai bună, ouă. Și fășească și gata. Da. Stai să arunc asta în ora. Da. Mai pun un pic de ulei, așa un pic, atât. Mi-a venit rezultatul de la lactoză care am făcut. Eu cred că vă știți ce înseamnă aia. Nu pot să mănânc tot ce este lactat. Tot ce este lactat nu pot să mănânc. Mi-a spus că fac alergie. Și mi-a dat să mănânc regim. Și mi-a spus că la magazine este mâncare, iaurt, lapte, care scrie lactoz, care pot să mănânc. Mi-a dat o foaie așa mare, ce pot să mănânc. Dar mi-a spus de ouă că ouă pot să mănânc. Dar roșii, iară, legume, au spus că pot să mănânc, n-am treabă. Dar cu lactate astea, nu pot să mănânc așa, să mă pun brusc pe ele. Mi-a dat să mănânc, să-mi cumpăr care nu prea conține mult lapte. Și mi-a dat niște medicamente pentru treaba asta. Mi-a dat niște medicamente înainte ca să mănânc ceva, mi-a spus, lactate și să nu mănânc așa brusc dintr-o dată. Să mănânc așa mai puțin. Puțin câte puțin. Da, puțin câte puțin până o să revin. Da. Și am fost și pentru medicamentele pentru coloană. Și am vorbit cu doctorul și mi-a dat să mă duc acum să mai fac iară din nou, să fac radio aici la unde m-a operat, pentru că v-a spus că mă doare și nu-i normal ca să mă doară, Doamne ferește să nu fi făcut o infecție sau ceva. Mi-a dat să mă duc să fac un film și mi-a dat să mă duc să fac niște masaj chinei și să mă duc iară la un doctor specialist. Dacă, acum eu nu mai vreau, Doamne ferește, nici într-un caz nu mai vreau să mă operez. Dacă e caz de operație sau nu, nu, Doamne ferește. Nici gândul ăsta nu o să mai am, că nu o să mai fac. Am făcut-o și nu mai vreau să o repet, pentru că eu știu cât am tras acolo și mi este frică. Și m-am gândit că dacă mi-a spus că să mănânc ouă, că nu face rău, vreau să mănânc și eu două și Marcel două, pentru că am venit leșinat de foame. Am fost și dincolo, am venit și acasă, n-am stat mult, iar am plecat și am zis că să vă filmăm ceva pentru prietenii noștri, pentru frații noștri, să nu vă lăsăm așa, pentru că nu-i târziu.
târziu. Dar trebuie să spun acolo să mai citesc mesajele. Nu, bun. Mergem Nora dincolo. Nora. Așa. Punem pe și mie acolo două ochiuri. Da. Putem partea aia Nora și mă filmez pe mine acolo. Da. Așa. No. Că mi-e foame. Da, sigur. Mi-e place ouăle la greu. Știu că ți-e place ouăle la greu. Da, stai să-ți dau pâine, să-ți dau niște bricați aveți? Asta da, nu da, da. Stai să aduc să pun pâine. Astăzi, prieten, nu am mai băut cafea. Da. Ce a făcut Valerica astăzi de dimineață, la micul dejun. Mi-a dat o felie de pâine cu unt și un ceai. Foarte atâta. Bine. Foarte bine. După aia, după masă, am mâncat puțină varză. Foarte bună. Și acum două ouă, o felie sau două de pâine. Da. Și gata. Ia asta mâncare pe ziua de astăzi, da? Sigur. Da. Că... Ăștia sunt medicamentele care da. Mi-a dat, care trebuie să le iau înainte de mâncare. Mm-hmm. Da, trebuie să iau una. Da, vreau și mâncare asta, vede de acolo. Stai imediat. Iată aici, așa. Astăzi, câte cafea ai avut tu astăzi, da? Ia spune. Hai spune. Vă spun eu, două cafele le-am văzut eu că a băut. Acum nu știu dacă da, am văzut. Da, două am băut, două, da. Două creme din alea, uite Nora acolo. Da, care, de care, da, așa, care, care. Da. Asta, ia, că deși aici da. Am cana, da. Care i-am băut când eu am plecat. N-am gustat nici nu. Un strop. Și care e problema? Asta că e bine așa, că nu mai... Nu m-am pingurat să mă duc acolo să iau alea de acolo. Am... No. Dai și un celul, ce, dai și un celul bună zică? Da, da. Dar tu n-ai voie, știi, nu? Eu nu mănânc. Gata. Am voie, dar înainte să mănânc, dar nu ce? Din asta, nu din asta. A, din aia fără lactoză, da, din aia. Da, da, da. Așa, da. Ia, deci, stai să-ți aduc o... o curculiță. Am aici asta. Ai, iei da, cu aia. Da, un cuțitul ăla mic să-mi dai. Așa, mamă, ca cu niște brânză foarte bună. Eu mănânc și goală, fără nimica. Așa de mult îmi place brânza. Da. Mai avem mâncare de ieri, dar... Acum, nu mai mâncăm eu. Acum seara... Da. Nu. Voi ați mâncat? De ce nu v-ați făcut să mâncați, să încălziți mâncarea Nora? Varza, să... Ce? Să mâncați. Am Nora și cu Iosif nu mănâncă el atâta varză, că nu-i place. Mai bine își face un sandwich. Deci a făcut sandwich, uite. Da, ieri cu sandwich-ul. Da. Acum, ia că așa suntem cum suntem noi, naturali, așa. Ce să facem? Vă facem și un pic de filmare pentru voi. Nu. Ce să vă fac? Nu. Poftă bună, Valerico. Mersi, mă-ți în numele lui Iisus. Așa. Am fost cu Valerica la spital. Am stat pe acolo vreo două ore. Aici ai dormit acolo. Bine? Ce? Mă lasă Doamne, ce-a dormit? Mi-era rușine de nu mai început să spune de mai șamar. Dacă m-a luat cu sănulența acolo, ce să fac? Nu, acum, de... Păi m-a luat cu sănulența de marcel, dar e așa încet marcel. Ce-i cer? Ce-i zis că spune aici? Da, era lume multă, ai văzut câtă lume era da, acolo era și te aștepta la doctorul ăsta. Da. Să știi că doctorul ăsta e un specialist. Da. Mai mare este... decât el e Iisus. Da, da. Mărire lui, adevărat. Da. Da. Mm-hmm. Cât am stat acolo, Doamne, și a venit una acolo și cu unul, ai văzut ce au făcut acolo? S-au luat la bătaie... Da, lasă. Băi, șamar. Da. 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 Mm-hmm. Mă, da, bună. Foarte bună. Nu știu ce-au făcut copiii ăștia. Ce? Să-mi iau pâine. Dar mi-e puțin cu la tău. Aia. A, da, mulțumesc. Place brânza asta? Mamă. Da, și mie îmi place, da. Da, nu-i voi. Să văd. Ce să-mi cumpăr și eu acum. Ce? Să pot să mănânc și eu. Da? Mhm.
brânzeturi. Vă mulțumim pentru mesajele frumoase care ne trimiteți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pentru sfătuirea cu care ne-a sfătuit în legătură cu terenul din România. Mulțumesc, frați, oameni buni, care m-ați îndreptat și mi-ați spus ce trebuie să fac. Da. O să pus lumea, da? O să vedem. E bună. Da, e bună, chiar că. De poftă pe brânza aia să mănânc, da, doamne, da. Ce poftă mi se mănânc. Nu da. Păi nu vreau să mănânc. Nu da. Că nu pot. Vă să te mânci și nouă tău. Bine? Mhm. Da. Filmează și pe Iosif Nora, acolo cum stă așa. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frații mei. Tatăl și-a dat barba jos. Da, mi-am dat barba jos. Da. Vezi ce frumos e Iosif. Da. Uite ce frumos arată Iosif, seamănă cu mine. Normal. Lăsați acolo un mesaj să vedem pe cine seamănă Iosif, pe mine sau pe Marcel. Cu cine seamănă? Dar atunci filmează-mă pe mine, să mă vadă pe mine la culoare. Da. Hai. Bine. Acum Iosif seamănă cu mama asta, că e brunet, așa ca... Ca mama asta. Marcelul ăla mai mare seamănă cu mine. Da. Așa e. Spune și tu ceva la prietenul Nora, cameramanului. Da. Eu sunt cameraman acum. Da. Spune și tu ceva. Vă spun și eu bună ziua și pe mine mă cheamă Nora. Vezi să te filmez și eu. Vă spun bună seara și Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe mine mă cheamă Nora și vă mulțumesc pentru comentarii. Și ești Nora lui Valerica. Da. Așa spune. Valerica Ianovici. Ca să știe lumea, de fiecare dată, Nora, când te prezint, bună ziua, pe Nora o cheamă Nora și este Nora mea după fiul meu Iosif. Da. Da. Ca să știe toată lumea când se uită la filmulețul nostru, ca să știe că ești Nora noastră. Da. Nu mai încurcat. Vă mulțumesc pentru comentariile frumoase care ne trimiteți și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Da. Domnul să fie cu voi, Domnul să fie cu noi. Amin. Vă mulțumim. Vă sunt ocupat acum, scuzați-mă. Acum, Marcel, am spus și ne-am gândit așa să facem o mică filmare pentru voi, să nu vă lăsăm chiar așa. Da, să vă arătăm ce facem. Știm că... Să știți ce am făcut și astăzi. Avem atâția lume care ne urmărește, avem atâția prieteni, avem atâția frați care ne iubesc, surori care ne iubește și vor să ne vadă. Da. Și de ce să nu? De ce să nu filmăm, nu? Nu? Chiar nu filmăm tot ce facem. Da, chiar când am spus că nu am ce să fac de mâncare și am zis că nu mai știu ce să fac de mâncare, și a lăsat surorile noastre, prietenii noștri, comentarii acolo și a spus filmați tot ce faceți. Și când vă face sandwich, mâncați un sandwich, că dacă lumea care vă iubește și vă apreciază să uită și așa la voi. Vă mulțumim din suflet, vă iubim și noi. Ce să vă spunem? Nu ne este greu să vă spunem și noi că vă iubim și că vă mulțumim. Așa cum voi ne scrieți de fiecare dată frumoase mesaje, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, vă spunem sărbători fericite, da. Un an bun, să te mai vedem și pe tine, Iosif, că tu nu prea ești așa în filmare. Și uite ce frumos e Iosif, ia uite ce frumos a făcut Iosif al meu. Acum că el a fost răsus prin nu, dar mă slăbește. Da. Dar a fost sportiv mare. Da, nu. Mulțumește la prieteni, Iosif, vă mulțumim pentru... Mulțumim prietenilor că mi-ați dat atât de mult curaj și sănătate la familia mea, la mesajele mele. Vă mulțumesc, prieteni. Domnul să vă binecuvinteze, spune. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și pe tine, Iosif, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să-ți dea sănătate, amin. Viață lungă, împreună cu Nora, amin. Și împreună cu noi, cu toți. Amin.
Ce vrei, Valeric, acum? Acum eu sunt cameraman. Și eu... ai mâncat deja? Păi eu am mâncat, da. Opa! Ai văzut cât am mâncat eu? Da, ce mănânc eu. Eu nu mănânc mult, Marcel. A? Nu pot eu să mănânc mult. Mâncat, mai repede am mâncat ca mine. Ai dinți. Eu am mâncat 1.5. Acolo, eu am mâncat 2. 3? 3? Da. Ești mai mare ca tine. Da. 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 Vă mulțumim. Da. Vă spunem o seară binecuvântată. O noapte plăcută. Pe curând. La revedere. La revedere.